acuzații grave la adresa lui Honorius și Silvius Prigoană. Bahmu susține că aceștia și-a fi sedat frații mai mici pentru a. Scandalul din familia Prigoană continuă să degenereze, după ce Adriana Bahmuțianu a lansat acuzații șocante împotriva fraților mai mari ai copiilor ei, Honorius și Silvius Prigoană. Potrivit acesteia, cei doi ar fi recurs la gesturi extreme pentru a pune mâna pe averea familiei. Iată ce a spus. Adriana Bahmuțianu susține că frații mai mari i-ar fi sedat pe cei doi copii minori pentru a-și facilita accesul la bunurile de valoare din buncărul situat sub vile impunătoare. Mai mult, covoarele scoase în aceeași zi sunt văzute ca parte dintr-un plan elaborat de extrage obiecte valoroase din casă. Este posibil orice. Chiar i-am rugat pe cei de la poliție să le pună un etilotest, dar au refuzat. Au zis că nu sunt în trafic, la volan. E posibil orice. Însă e vorba aici de o alienare parentală gravă, făcută de frații mai mari, în scop evident financiar, de a le lua dreptul lor la avere și de a administra ei, a declarat Adriana Bahmuțianu, conform România TV. Averea familiei Prigoană, motivul conflictului La două săptămâni de la trecerea la cele veșnice a lui Silviu Prigoană, dosarul deschis pentru moarte suspectă rămâne activ. Urmează să fie emis raportul toxicologic, care va confirma sau infirma ipoteza otrăvirii afaceristului. Luni dimineață, Adriana Bahmuțianu va merge la notar pentru a deschide succesiunea. În absența unui testament, cei patru frați riscă să ajungă în instanță pentru a-și împărți moștenirea. În timp ce Adriana Bahmuțianu încearcă să obțină custodia băieților printr-o ordonanță președințială, aceștia refuză să locuiască alături de mama lor într-un apartament cu trei camere. Copiii sunt obișnuiți cu luxul din vila evaluată la peste 5 milioane de euro, care dispune de facilități precum cinema, sală de jocuri, Restaurant japonez și piscină. Deocamdată, minorii continuă să locuiască în această reședință, în timp ce lupta pentru moștenire și custodie se intensifică.